Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Darius și în acest episod vreau să fac multe chestii interesante. Prima dată voi da claim la chestiile de la cumulativ top-up și acum că am luat acest Evolution Stone, mai trebuie să iau doar un blueprint și voi putea lua costumul de la incubator. Am 1842 de diamante. Foarte multe, după părerea mea. Acum hai să începem cu chestiile basic. Deci o să deschid chestia asta din care mi-a picat un emote care chiar îmi place. E prima dată când primesc ceva bun din cutia asta. Acum deschidem una câte una aceste cutii. Nu sunt sigur care sunt șansele să pice și oh vai ce am făcut. Dar ar fi super tare să primesc acest MP40, deoarece eu nu am absolut niciun skin pe MP40. Deci m-ar ajuta extraordinar de mult. Și oh vai, iar am deschis un crate din ăla. Așa cum am zis, deschidem unul câte unul. Chiar dacă s-ar putea să nu-mi pice o armă permanentă, ceea ce mă deranjează, hei, măcar iau chestii din astea care mă ajută. O să vedeți imediat cum. Păcat că nu mi-a picat nicio armă permanentă. Și e și mai păcat că mai am nevoie doar de două chestii din astea. Ca să pot să iau încă un incubator voucher. Pentru că așa cum știți, eu trebuie să iau fiecare skin de la incubator. Măcar unul pe incubator. Hai să dăm unul câte unul și aceste Diamond Voucher Royale. E bine ce mi-a picat prima dată. A doua oară e destul de nașpa, a treia oară la fel de nașpa. Și sincer, aș vrea foarte, foarte mult cubul. Deci hai să continuăm să dăm până o să-mi pice ceva interesant. Chiar dacă până acum au fost chestii destul de nașpa și nu am așa de multe spinuri. Ceea ce e o mică problemă dacă e să mă întrebi pe mine. Hai să luăm și de aici chestia asta. Și de aici 3 din astea. Mai avem 2 spinuri de dat, din care nu sunt sigur dacă o să-mi pice neapărat ceva bun. Și de aici încă o chestie din asta. Hai să dăm și aici la Weapon Royal. Nu am nicio idee dacă o să-mi pice arma sau nu. Bun, am înțeles, pentru 24 de ore, dar permanentă când? Încă nu și nici acum. Mă întreb cât mai trebuie să aștept până să mai au încă o armă permanentă. M60-ul e super tare, chiar aș vrea să iau arma. Hai să mai luăm unul de aici. Și să dau sperând că măcar acum o să-mi pice, dar de fapt nu o să-mi pice. Pentru că niciodată nu-mi pică. Ia să vedem, avem și 2 spinuri aici. Sper să-mi pice de acum un blueprint, pentru că nu am chef să mai dau după aia și să-mi folosesc diamantele. Primul spin e destul de nașpa, dar îl avem și pe al doilea, care s-ar putea să fie mai norocos decât celălalt. Avem aici crate, deci hai să-l deschidem. Înainte să dau la incubator, vreau să iau chestiile acestea. Normal că vreau acest dino pentru că arată super bine, părul ăsta e foarte interesant și pe Shiba îl vreau doar pentru că nu-l am. Și vreau ca măcar să zic că am toate animalele de pe joc. Perfect, am terminat. Am dat și ultimul refresh și e destul de nașpa. Totuși mă tentează destul de tare să iau și acest caracter. Acum ar trebui să am toate animăluțele. Îl avem pe Billy Bob, Batman, Coco, care este numele și câinelui meu din realitate, pisicii căreia nu pot să-i pun alt nume pentru că mă costă diamante, Shiba, căruia o să-i puneți voi un nume, deci aștept recomandările voastre așa cum am făcut și la vulpe. Și vulpea care este spiritel. Până atunci hai să-l hrănim repede pe Shiba pentru că am multe mâncăruri. Cred că e destul. Aici e parașuta pe care am luat-o de la Diamond Royal, acesta este skin-ul pe Famas care mai durează 23 de ore și cel pe M60 care e super tare. Nu pot să las lucrurile așa. O să pun acest emote pe care îl folosesc mereu. Și acum hai să vedem cum arată acest costum. Sincer, cred că s-a meritat. Și acest păr la fel. Din păcate, pentru mine, o să mai iau încă o chestie din asta. Și o să vă zic imediat de ce. Hai să-i dăm open și perfect, fix 2. Ah da, și acestea 3 diamante legendare. Pentru că acum pot să mai iau încă o chestie din asta. Hai să o dăm, poate acum o să-mi pice un blueprint, ar fi extraordinar. Totuși se pare că nu. Hai să dau și 320 de diamante, pentru că așa cum știți, eu mereu trebuie să dau la incubator de foarte multe ori până să-mi pice. Un blueprint sau chiar și altceva. Ok, deci ia să vedem ce avem. Normal că avem Evolution Stone, dar nici un blueprint. Restul de diamante le las pentru episodul următor. Acum voi juca la noua mapă, la acest mod de joc. Și dacă rămâne timp, voi juca și la acesta. Deci hai să o facem. Sincer, am jucat doar un meci înainte pe această mapă. Deci așa arată costumul și în meci. Foarte tare, s-au meritat toți banii. Și din câte văd, suntem 19 persoane. Și o să vedeți și imediat de ce.
Bine, nu știu de ce vorbesc de parcă voi nu ați văzut mapa deja, dar poate e cineva care nu a apucat să joace pe ea. Cam așa arată și e interesantă. După cum vedeți, nu e completă. Și de aceea suntem așa de puțini oameni. E ca un fel de rush hour. Sunt curios cum o să fie când o să o completeze. Mă gândesc că le e destul de greu. Se pare că sunt singur. Ba nu. Uite pe cineva acolo, oare apuc să-i dau cap? Se pare că nu. Oricum am arme destul de bune. Și uite pe cineva care aterizează abia acum. O să mă duc după ei. Sper că nu se omoară deja. Ba da, uite chiar acolo pe cineva. Wow, și trebuie să-i dau mult damage ca să moară. Știu că tipul de aici are shotgun. Uite-l chiar aici. Wow, și are o armă destul de bună. Nu o armă, o armură. Putea să mă bată dacă era atent. Nu înțeleg de ce, dar aici sunt foarte multe landamine. E bine că am făcut deja 2 kill-uri. Și uite pe cineva acolo. Sunt pregătit să fac mai multe kill-uri. Uite pe cineva. O landamină? Uite-l chiar acolo. Ai crezut că o să mă iei prin surprindere? Și mai e cineva și pe acolo și mai e și în turn? Wow, sunt mai mulți playeri aici decât credeam. Cred că o să fac ceva cu tipul ăla din turn, care a coborât. Destul de rapid dacă e să mă întrebi pe mine. Și se pare că acel cort are 2 intrări. Mai e și cineva cu mașina pe aici. Tipul ăla de acolo. Păi sper să vină. Eu cel puțin nu mai stau să aștept. Dar ce știți și voi ce se întâmplă atunci când stați și așteptați? Cu siguranță nu o să se întâmple ceva bun. Am nevoie de altă armă. Să pot să-i pun un scope de 4. Ești cumva în turn? Sau pe unde te afli mai exact? Da, cred că ești în turn. Dar nu pentru multă vreme. Ia să vedem oare o să ajungă la el. Se pare că da, deci m-am descurcat destul de bine cu acea grenadă. Totuși, cineva a murit deja aici. Îmi e puțin frică. Am chestii chiar bune. Mă întreb dacă pot să joc rank aici. Totuși, cred că nu. Dacă vreau să campez aici, e mult mai bine. Deoarece sunt mai aproape de mijlocul zonei. Și pot să văd absolut tot ce se întâmplă pe aici. Și wow, ce mic e danger zone-ul. Acolo e... nu e un zid. Credeam că e un gluel. Deci hainele mele își schimbă culoarea în funcție de unde stau. O grafică interesantă. Cineva vine cu mașina. E pe acolo, oare o să apuc să-l omor sau ceva? Sau nu? Hai, serios acum. Și de ce nu mi se pune automat scope-ul? Nu am precise on scope sau ceva. E cineva pe acolo. Va trebui să vină în zonă. Și atunci o să-l omor. Bine, și eu ar trebui să merg în zonă, dar e tipul ăla de acolo care nu cred că o să mă lase. Sau, totuși, merită să încerc. Tipul ăla e acolo de mult timp, adică mi se pare că îl știu de când stătea pe acolo. Și, vai, serios? Chiar încerci să mă omori? Da, m-a luat pe la spate, ce puteam să fac? Era 1-2. Și nici nu mă așteptam să tragă cineva în mine pe la spate. Păi, aia e. Și eu care am omorât un sfert de mapă. Acum e partea a doua a acestui videoclip, în care am de gând să joc la Mad Snowman, alături de echipa asta, Poker, Radu și Tiger. Hai să dăm start și să sperăm că totul o să meargă bine, nu? Nu știu prea multe despre acest mod de joc. Știu că dacă primești knock odată, te transformi într-un bulgăr de zăpadă și dacă te omoară de tot, atunci aia e. Dar dacă ajungi la membrii tăi, ei pot să-ți dea revive. E bine că acolo sus apare buddy de 2 ori. Sper că acest match să meargă bine. Oricum, cu echipa asta nu cred că o să am prea multe probleme. Cu toate că pe Tiger nu-l prea știu. Vai, cine o să ajungă? Da, a ajuns primul, totuși. Hei, serios? Cu pumnul? Trebuie să mă plimb ca să pot să ies din forma asta, nu? Deci așa merge treaba. Și eu care credeam că odată ce am luat shotgun-ul sunt invincibil. Vai, și am și această armă. Da, păi, ia ghici, nu o să reușești să faci nimic. Pentru că eu sunt un băiat rău, da? De ce nu te-aș omorâ? Chiar urăsc arma asta, într-un fel. Am lăsat-o jos pentru că era nașpa rău. Nu prea pot să faci aproape nimic cu ea. Și acum mi-am schimbat forma și sunt și mai rapid. E cineva pe acolo. O să încerc să îl omor. Nu? Crezi că o să scapi de mine așa ușor? I-am luat și eu chestiile. E cineva sus. Iar eu nu am armă de depărtare.
Bine că sunt rapid. Uite-l chiar acolo. Avea el un Akanu, dar e chiar aici. E o mașină prin spate. Oh, nu, oh, nu. Hai să încerc să trag, adică e doar o mașină. Mă întreb dacă mai are rost măcar să mergem la acel airdrop. Sau să-l dau eu pe al meu. O să-l dau și o să las chestia asta aici. Uite și airdrop-ul. Chiar nu cred că am făcut prea multe în acest episod. A, uite pe cineva, serios, dacă nu era chestia asta, nu l-aș fi văzut. E așa de folositoare. E mult mai folositoare decât credeam. Păcat că nu am niciun glue-l. E, acum sigur ne văd. Hai să încerc și eu să trag, cu toate că nu mă prea ajută. Totuși, oare pot să fac așa un kill? E, i-am dat unui knock. Dar, n-a ajuns la coechipier. Păi fii atent ce o să-ți fac. O, vai, am auzit o mașină, e pe acolo? Hei, ce crezi că faci? Nici nu știu de ce mai schimb arma, pentru că e normal că oricum o să îmi iau înapoi această armă. Pentru că groza e foarte OP. Mă întreb cât damage dau chestiei alea. Destul de puțin. Păi, hai să o termin. Am luat multe șosete. Și ultimul e acolo. Da, ăsta chiar a fost un meci ușor. Ok, eu iau pe aici. Hei, și ce faci? Am făcut un ultim kill și am făcut și buia. A fost destul de amuzant cum am sărit peste și apoi l-am omorât. Chiar mi-a plăcut. Mă bucur că am jucat acest meci. Ce bine e că suntem locul 1. Și am luat și 4 șosete și am dat cel mai mult damage. Din păcate nu pot să zic că am făcut cele mai multe kill-uri. Păi, asta a fost și cu acest episod. Am fost alături de Poker și Radu, pentru că Tiger a ieșit, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!